am revenit pentru voi cu un tutorial de machiaj de toamnă relativ. Am fost inspirată de o poză pe care am văzut-o într-o revistă și am pozat repede poza respectivă ca să vă arăt și v-am dat pe Twitter și pe Facebook. Și v-am întrebat dacă ați vrea să vedeți un tutorial cu lucrul acesta și a zis că da. Așa că aici este lucrul, acesta este. Eu m-am inspirat din poza respectivă, nu am recreat exact același look. Bine, este cam același look, numai că am folosit, de exemplu, ochii, eu i-am făcut pe o tonalitate puțin mai închisă, ai sunt mai spre bej, adică o culoare mai caldă, iar ai mei sunt pe un ton mai rece și buzele ei sunt mai spre roșu, iar ale mele mai spre vișiniu. Și da, sper că vă place look-ul și dacă vreți să-l vedeți cum l-am realizat, uitați-vă. Ok, să începem. Eu deja mi-am aplicat fondul de ten și anume Bourjois Healthy Mix în nuanța 52. Pe post de corector, pe micile mele imperfecțiuni, am aplicat MAC Pro Longwear în nuanța NC20. Pentru cearcăne am aplicat deja Maybelline Dream Lumi Touch în nuanța Ivory, mi se pare este nuanța 1, cred. Iar ca pudră am aplicat Skin Finish Compact Powder de la Catrice în nuanța 10 Transparent. Ok, și primul lucru pe care îl voi face, evident, voi aplica o bază de machiaj pe pleapă și anume aceasta de la Radiant. Și o voi aplica foarte bine pe toată pleapa, până la sprânceană. Și cât las baza de machiaj să se instaleze pe pleapă bine și să se prindă bine de pleapă, îmi voi contura sprâncenele, pentru că dacă ați observat în poză, sprâncenele modelului sunt foarte accentuate pentru toamnă, pentru că toamna se poartă sprâncenele ceva mai închise, ca și părul de altfel. Și pur și simplu cu o pensulă ca aceasta specială, bine, este specială, este pentru eyeliner, dar funcționează foarte bine pentru sprâncene. Voi lua acest fard închis de la Flormar, pe care eu de obicei îl mai folosesc în perioada asta pentru sprâncenele mele. Voi peria sprâncenele. Apoi voi lua puțin fard și le voi contura. Puțin aiurea, dar credeți-mă că după ce le periem și aranjăm un pic sprânceana, nu mai arată atât de tare și de strident. Iar acum voi piepena foarte, foarte bine sprânceana. Ok, după ce mi-am conturat sprânceana și după cum vedeți am păstrat-o destul de naturală, nu am făcut-o perfectă, ci doar am încercat să o fac mai închisă la culoare. Voi aplica pe pleapă un fard cremă, ca acesta de la Elf, și îl voi aplica foarte bine pe toată pleapa. Ca să-l întind foarte bine cu o pensulă de blending, voi face marginile mai soft. După ce am aplicat fardul cremă, voi lua acest pigment cu o pensulă plată. Eu îl voi aplica peste fardul cremă. Acum voi lua din nou o pensulă de blending curată și voi întinde foarte, foarte bine pigmentul pe care l-am aplicat. Ok, acum tot cu o pensulă plată, voi aplica acest fard de la Inglot pe post de highlighter. Ok, din nou cu pensula de blending, voi lua acest fard mai închis și îl voi aplica în pliu.
Ok, acum voi lua acest fard auriu și îl voi aplica între pliu și highlighter. Cu o pensulă ca aceasta voi lua pigmentul acela pe care l-am folosit mai devreme pe pleoapă și îl voi aplica în partea de jos a ochiului. Acum voi lua acest rimel, simplu negru de care vreți voi, waterproof, ne-waterproof, nu contează, și îl voi aplica pe gene. Ok, acum voi continua cu obrajii și anume voi lua un bronzer ca acesta cu o pensulă pentru contouring și îl voi aplica exact aici, sub ostul pometelui și voi urca cu el ușor spre tâmplă. Ok, și acum voi lua acest blush roz mufliu, așa mai de toamnă, și îl voi aplica nu chiar unde aș aplica de obicei blush-ul, ci puțin mai spre osul pometelui, cam așa. Ok, cel puțin așa îl are aplicat în poză. Și să trecem la buze, voi aplica acest ruj, cum să-i zic, un fel de vișiniu, roșu vișiniu și îl voi aplica foarte ușor pe toată buza. Dar nu îl aplic normal, ci pur și simplu îl tapotez ușor pe buză. Iar acum puteți să folosiți o pensulă pentru buze. Eu personal voi folosi degetul. Și îl întindeți pe buză. Ok, și pentru că mi se pare că are un look puțin glossy în poză, voi aplica și un gloss. Ok, și acesta este look-ul, sper că vă place. V-am zis, m-am inspirat din acea poză pe care am dat-o pe Twitter și am pus-o și pe Facebook. Și mi se pare că este un look foarte potrivit pentru perioada asta de toamnă care vine și puteți să-l purtați seara, puteți să-l purtați și ziua. Eu personal am făcut ochii puțin mai întunecați decât în poză și buzele ceva mai spre vișină putredă, ceva de genul. Rujul este puțin mai spre roșu, are tente de un roșu portocaliu. Mie mi-a plăcut mai mult puțin combinația asta. Și da, dacă vedeți, mi-am făcut și eu cocul ei. Sper că vă place și evident nu uitați să-mi dați subscribe, să-mi dați follow pe Twitter. Jos acum aveți și pagina mea de Facebook. Dacă vreți să vedeți ce fac eu zilnic, puteți să vă uitați la canalul meu de daily vlogs și pe blog veți avea poze cu toate produsele pe care le-am folosit. Și pe data viitoare. Pa, pa.